Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns și i-au zis, tatăl nostru este Abraham. Iisus le-a zis, dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham. Acum însă voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut aceasta, voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem născuți din desfrânare, avem un singur tată pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. Dragă Părinte Cristian, iubiți frați și surori în Hristos, cum este lumea în care trăiți? A fost întrebarea cu care un mare poet și filozof italian, Marco Guzzi, își începea prima lecție din cursul pe care avea să-l țină la o universitate pontificală din Roma. Un curs despre noua omenire și noi modalități de sfințenie. Și nu mare i-a fost surprinderea acestui poet și profesor când a auzit din gura participanților cum este lumea. Lumea este departe de Dumnezeu, lumea este păcătoasă, lumea de astăzi nu mai are nicio regulă morală, lumea de astăzi este degradată și multe, multe astfel de lucruri și foarte puține pozitive, foarte puține din versantul celălalt al frumuseții acestei lumi. Cum este lumea în care trăim? Cum este privirea noastră asupra lumii care ne înconjoară? Și nu este o întrebare ușoară, ci este extrem de importantă, pentru că din modul în care noi privim lumea, din modul în care ne raportăm la ea, putem să înțelegem cum ne trăim credința și cum ne împlinim vocația, chemarea lui Dumnezeu. Dacă vedem în jurul nostru doar nelegiuire, doar păcat, doar nenorocire, atunci suntem departe de a fi fiii lui Dumnezeu. Suntem departe de perspectiva pe care Iisus Hristos a inaugurat-o prin venirea sa în lume, prin crucea, moartea și învierea sa și prin trimiterea Duhului Sfânt. Suntem departe de acea viziune creștină care ne cere să împărtășim cu ceilalți frumusețea acestei lumi, să o descoperim și să fim semănători de bine, de adevăr, de frumos. Iată de ce astăzi aș vrea să înțelegem că pentru a ne împlini vocația avem nevoie și de o convertire a privirii asupra lumii, a perspectivei din care privim lumea care ne înconjoară. Și apelez la un alt personaj al Vechiului Testament, un profet arhicunoscut, celebrat în toate bisericile și în Orient și în Occident, profetul Ilie. Este imaginea profetului prin excelență în Vechiul Testament, un profet itinerant, un profet care a luptat dur pentru Dumnezeu, un profet care a fost și foarte ascet, însă un profet care a intrat greu în dimensiunea vocațională pe care Dumnezeu i-a cerut, a intrat greu în perspectiva chemării pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Și dacă deschidem Cartea Întâi a Regilor la capitolul 17, vedem cum istoria acestui profet începe cu o confruntare, cu acea confruntare celebră care a avut loc pe muntele Carmel, între Ilie, profetul lui Dumnezeu, și 450 de profeți ai lui Baal, zeul păgânilor. O confruntare crudă am putea o să o numim, însă în această confruntare putem să înțelegem ceva din modul în care Ilie se raporta la lume și privea lumea care îl înconjura. Se declara singurul care a rămas fidel lui Dumnezeu
Și de aceea și-a permis să-i trateze cu superioritate, ba chiar să-și bată joc de acești profeți ai zeului Baal, neîncercând niciun moment să-i aducă pe calea cea bună sau să-i convertească la Dumnezeu. Ba mai mult, după ce Dumnezeu a intervenit în favoarea sa, ne spune autorul cărții Întâia Regilor, profetul Ilie i-a ucis pe toți 450 de profeți ai zeului Baal, crud, violent și lipsit de orice dimensiune a umanității, pentru că se credea singur, singurul care mai este pe calea cea dreaptă, singurul care îi mai slujește lui Dumnezeu, iar lumea care îl înconjura era toată departe de Dumnezeul cel prea înalt. Este poate tentația care ne asaltă și pe noi uneori, să credem că suntem singurii care am mai rămas drepți, singurii care vom duce înainte această credință pe care Dumnezeu a semănat-o în inima noastră prin botez, că suntem singurii care mai răspândim puțină iubire în această lume întunecată. Și nu departe de această perspectivă sunt și acele gânduri care le lansează unii că ne apropiem de sfârșitul lumii, că lumea este în derivă. Nu aceeași privire o au ultimii papi, Papa Ioan Paul al II-lea, Papa Benedict al XVI-lea, care rând pe rând au proclamat o nouă primăvară a creștinătății, care stă să încolțească în diferite zone, noi areopaguri, noi zone care trebuiesc evangelizate, care au nevoie de vestea cea bună. Nu de aceeași părere este Papa Francisc, care nu ezită să se răfuiască de fiecare dată cu toți acei răpitori de speranță care văd în jur doar dezastru și păcat și în biserică pe Satana și pe trimișii lui. Lumea în care trăim este o lume nouă mereu, este o lume înnoită zi de zi de Harul lui Dumnezeu, este o lume care trăiește o nouă primăvară. Însă, din păcate, nu toți avem această percepție, nu toți suntem capabili să descoperim impulsurile Duhului Sfânt în lumea de astăzi și atunci ne cufundăm în tristețe, cădem în disperare, asemenea profetului Ilie, pentru că el, după ce i-a învins pe cei 450 de profeți ai zeului Baal, nu a rămas victorios, nu a rămas entuziast, ci ne spune cartea Întâia Regilor că a început să fugă. Era fugar, era hoinar, era hăituit. Ne spune că avea în suflet întuneric și soarele arzător îi făcea viața insuportabilă, până acolo încât la un moment dat să-i ceară lui Dumnezeu să îl ia de pe acest pământ. Ia-mi, Doamne, viața, pentru că nu sunt mai bun decât părinții mei. Surprinzătoare schimbare, nu-i așa? Unde este acel profet curajos care are curaj, care i-a învins pe cei 450 de profeți falși? Unde este acel profet plin de entuziasm care lupta pentru Dumnezeu? De ce a căzut în dezolare? Pentru că lipsa unei priviri pozitive asupra lumii, lipsa cunoașterii realității cu ochii lui Dumnezeu ne conduce spre dezolare, ne conduce spre tristețe, ne conduce spre locuri umbroase, lipsite de entuziasm și de fericire. Și cum să recăpătăm această privire? Ne-o spune tot istoria profetului Ilie, cel care la un moment dat face un drum de 40 de zile, un drum pe care îl străbate cu hrana primită de la Dumnezeu și ajunge la Horeb, muntele lui Dumnezeu, locul unde cel prea înalt se manifesta. Și cum se manifestă? Nu este prezent nici în furtună, nu este prezent nici în cutremur, nu este prezent nici în foc, adică în niciuna dintre acele manifestări pe care credința acelui timp le identificau cu prezența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu se manifestă în tăcerea adâncă a liniștii, într-o sensibilă și foarte slabă percepție a inimii. În tăcere Dumnezeu îi se face prezent lui Ilie. Sub semnul umil al tăcerii, Dumnezeu se face cunoscut acestui profet și îl învață
cum trebuie să se comporte, pentru că manifestarea lui Dumnezeu în acest mod nu ne vorbește doar despre umilința lui Dumnezeu, dar vrea să ne spună și să ne vorbească și despre modul în care profetul Ilie și noi trebuie să ne comportăm cu ceilalți, adică în mod umil, discret, pentru că Dumnezeu nu se impune niciodată cu forța în viața nimănui, ci Dumnezeu este acea voce care poate să fie ascultată doar în inimă, acea voce fără cuvinte care este perceptibilă doar de cel care îl caută. Și îl caută nu în tumultul vieții, ci îl caută în liniștea inimii sale. Îl caută în cotidianitatea, în viața de zi cu zi, acolo unde Dumnezeu se face prezent zi de zi, dacă noi reușim să percepem această prezență. Pentru că al simți pe Dumnezeu în viața noastră nu depinde de riturile sacre, nu depinde de împlinirea poruncilor, cât mai ales depinde de creierea acelui context de iubire, de pace, care să-L facă pe Dumnezeu simțit în viața noastră și El să se reveleze astfel. Și cel care îl simte astfel, îl și proclamă și nu-și mai pierde timpul lamentându-se cu vremurile grele în care trăim, cu vremurile post-creștine, așa cum am auzit mai recent că sunt denumite zilele noastre zile post-creștine. Însă suntem cu adevărat într-o perioadă post-creștină? Numai curând suntem într-o perioadă pre-creștină? Pentru că dacă lumea de astăzi s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, cum proclamăm deseori, cred că este momentul ideal să-L repropunem societății de astăzi și lumii în care trăim, lume care îl caută și întreabă de El, poate fără să-și dea seama. Pentru că doar Hristos poate să răspundă întrebărilor cele mai profunde ale inimii noastre. Doar Hristos poate să dea răspuns vieții noastre. Doar Hristos poate să umple de sens viața noastră a tuturor. Și să ne întoarcem la profetul nostru, la Ilie, cel care era ireproșabil înaintea lui Dumnezeu, dar se comporta în mod crud cu cei care erau departe de Dumnezeu. De ce făcea astfel? Pentru că poate nu a înțeles încă milostivirea lui Dumnezeu, pentru că era departe de acea logică a Creatorului care își caută creatura și își dorește prezența. Iar Sfântul Roman Melodul, un sfânt din secolul V, comun și bisericii catolice și bisericii orientale, într-un cântec său pune pe buzele lui Dumnezeu aceste cuvinte: Ilie, omul meu, tu cauți să pedepsești păcatul omului și cauți pedeapsa cea mai cruntă. Eu însă nu suport ca omul să fie pedepsit peste măsură, nu suport ca cel care a ieșit din mâinile mele să fie redus la moarte. Dacă nu mai suporți păcatul oamenilor, dacă nu mai suporți să stai cu cei pe care eu îi iubesc, vino în lăcașurile mele cerești. Voi coborâ eu să iau pe umeri oaia rătăcită, voi coborâ eu să salvez omenirea, voi coborâ eu nu ca să-i ucid pe păcătoși, ci ca să îi trag afară din nelegiuirea lor, să le dau viață, eu care sunt singurul iubitor de oameni. Cred că aceasta este și atitudinea pe care trebuie să o avem și noi în relație cu lumea care ne pare departe de Dumnezeu. Nu atât să o condamnăm, nu atât să o arătăm cu degetul, cât mai ales să încercăm în mod delicat să îi apropiem de Dumnezeu, să îl facem pe Dumnezeu prezent lumii de astăzi prin modul nostru de a trăi iubirea. Și spre finalul istoriei sale, se pare că Ilie se convertește, Ilie își răscumpără faptele, pentru că intră în logica lui Dumnezeu și acum este capabil să transmită mai departe misiunea pe care El a îndeplinit-o în felul său. Și lunge pe Eliseu ca profet al Domnului, cu o libertate pe care poate să o trăiască doar cel care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și știe ce vrea de la viața lui. Ilie nu va mai ține în mod egoist darul său doar pentru el, ci îl împărtășește și altora. Este lecția care cred că ne vorbește despre
plinătatea oricărei vocații. Noi ne vom împlini chemarea atunci când vom reuși să îi facem părtași pe ceilalți la bucuriile și fericirile noastre și mai ales când vom înțelege că rolul nostru pe acest pământ, în societate, în biserică sau acolo unde ne aflăm, nu este de neînlocuit, ci fiecare dintre noi este chemat să investească și în cei care vin după, să se bucure cu cel care are succesuri, să se bucure cu cel care reușește să îndeplinească o slujire mai bine decât noi. Este, dacă vreți, libertatea pe care o întâlnim deseori în Sfânta Scriptură, atunci când, spre exemplu, Moise îi predă misiunea sa lui Iosue, fără niciun fel de ranchiună, fără niciun fel de invidie, conștient că va duce mai departe misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Libertate despre care, spre exemplu, ne-a vorbit gestul minunat al Papei Benedict de acum 5 ani, când în mod atât de inteligent și de liber a știut să renunțe la puterea și la slujirea pe care o avea în biserică și să se retragă, continuând însă să slujească biserica și să îl susțină pe actualul papă, Papa Francisc. Este libertatea celui care ajută și este ajutat. Este libertatea celui care înlocuiește și este înlocuit. Este libertatea celui care își desfășoară slujirea în primele rânduri, în linia întâi, dar știe să fie la fel de fericit când slujirea sa nu mai este înaintea reflectoarelor, ci este discretă în umbră. Iar Ilie, ca semn al transmiterii puterii sale, lasă să-i cadă în momentul în care este înălțat la cer în carul de foc haina sa, un gest prefigurator al faptului că Mântuitorul nostru, cel înălțat la cer, va lăsa la un moment dat să se reverse asupra bisericii puterea Duhului Sfânt, putere pe care cu toții am primit-o din botez, prin botez, putere care trebuie să regenereze viața noastră de zi cu zi, pentru că avându-L pe Duhul Sfânt în viața noastră, trebuie să fim capabili să descoperim acea putere care reînnoiește zi de zi universul, să descoperim cu ochii inimii acea noutate pe care Dumnezeu o seamănă atât în viața noastră cât și în prejurul nostru. Să înțelegem că lumea de astăzi nu este nici de cum în decădere, nu merge spre pieire, cât mai ales merge spre împlinirea misiunii sale în Hristos. Și se va împlini misiunea lumii și misiunea noastră doar atunci când toți vor fi adunați în Hristos și vom forma un singur trup, un trup din care nimeni să nu lipsească, un trup în care nimeni să nu se simtă inferior, un trup în care nimeni să nu ducă lipsă, ci un trup în care fiecare să-și pună propriile resurse în slujirea întregului trup, în slujirea bisericii și a societății. Așa să ne ajute Dumnezeu!